spațiu public și eu am venit atâta timp cât mai poate de mers pe spațiile publice, eu prefer să fac uz de acest drept și nu să știi mâine pe mâine dacă mai avem voie să mergem pe trotuare sau nu. De ce să nu ieșim acum și să mergem pe trotuarele cele? Că mâine pe mâine poate le închid aici. Că mi se pare foarte grav atunci când într-un spațiu public ești intimidat ziua în amiază mare și în special când ești jurnalist și ai venit să-ți faci lucru într-un stat democratic și nu democrat, cum a zis Dumitru, pentru că democrat iar înseamnă chiar aparține Partidului Democrat, poate așa și este, dar vrem să credem că atunci când treci, în special pe lângă o clădire care aparține unei persoane publice, trebuie să te simți și mai sigur și să nu fii intimidat. Spațiul public este spațiu public și liber pentru orice reporter și pentru orice cetățean, de fapt. Nu există nicio lege actualmente care ar interzice unui reporter să filmeze sau să-și facă munca pe o stradă. Cred că cunoașteți cazul când reporterele ziarului de gardă au fost scărțuite pentru că își făceau munca în acest spațiu public. Vrem să remarcăm că acel stand-up pe care l-au încercat să-l facă colegile noastre era ca o parte a unui reportaj despre oligarhie în Moldova, în Ucraina și în Georgia. Ele au putut filma liber în Ucraina și în Georgia, lângă spațiile deținute de oligarhi și nu au putut să-și facă munca la Chișinău, la ele acasă, la noi acasă. Sperăm că după aceasta, nu doar că munca reporterilor nu va mai fi atât de complicată, dar că Ministerul de Interne va lua o reacție. Până astăzi nimeni de la Ministerul de Interne nu a contactat nici cu reporterele, nici cu redacția. Categoric este un abuz, atât din partea celor care au admonestat jurnalistele să plece de pe un teritoriu pe care ei nu știu de ce îl cred spațiu privat, în situația în care trotuarele nu sunt, slavă Domnule, reglementate din lege. Poate că guvernarea își dorește să facă lucrul ăsta, dar deocamdată nu este. Totodată, mi se pare, aș vrea să vă atenționez și asupra prestației jalnice din punctul meu de vedere al Inspectoratului General al Poliției. IGP-ul a dat un comunicat în care a spus că jurnalistele nu s-au legitimat, când în mod normal bodyguards sau cei din pază ar fi trebuit să se legitimeze, chiar și dacă nu ar fi făcut lucrul ăsta jurnalistele, este un spațiu public, iar jurnaliștii au dreptul, și nu doar jurnaliștii, orice cetățean din această țară are dreptul să filmeze pe un spațiu public, chiar dacă filmează niște clădiri care sunt proprietate privată, atâta vreme cât nu intră în teritoriul acestui spațiu privat. Oamenii au toate drepturile și mă miră faptul că în anul 2017 în Republica Moldova noi încă discutăm și reclamăm acest drept elementar care este oferit în toate țările democratice ale lumii. Este regretabil atunci când patronii unor astfel de companii sau persoanele publice nu fac deosebirea între munca jurnalistului de investigație și în general unui jurnalist și interesul public și față de interesul lor privat de a-și proteja clădirea. Jurnaliștii nu sunt un pericol social, ei trebuie tratați cu respect pentru că nu facem altceva decât să apărăm interesul public, să informăm cetățenii și vrem să o facem profesionist și cât mai corect. Persoana care se afla la pupitru, deci la recepție, a refuzat să ne dea un contact sau să discute cu noi pentru a ne spune cui putem adresa aceste solicitări nemulțumit care să stabilească dacă au fost sau nu aceste persoane care ne-au somat atunci să plecăm să nu filmăm angajați sau paznici anume ai Argus, firme care păzește clădirea. Au refuzat să ne ofere măcar un număr de contact sau numele unei persoane din administrarea clădirii la care să putem adresa o plângere sau o petiție. V-au dat un e-mail sau ce v-au spus? Sau v-au adresat întrebările în scris? Persoana care ne-a oferit acest e-mail și care spune că reprezintă de fapt liderul PD, spune că nu are nicio atribuție cu această clădire, dar a venit să vadă aici ce se întâmplă și de ce toate mesajele sunt pronunțate împotriva acestui lider.